Adu-mi și mie câtă apă, te rog, bă. Și nu au fost... Numai eu duc să am văzut bine. Și așa s-a făcut. Și de-asta ușa să... dintr-un magazin, persoane mascate au tâlhărit vânzătoarea, au furat banii, diferite produse și au fugit. Am acționat cu rapiditate și drept urmare, de asta și ținem conferința de presă, avem autorii. După mai puțin de 24 de ore, i-am știut și o să vedeți și dumneavoastră exact despre ce e vorba. Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru modul profesionist în care au acționat și să-i asigur pe cetățenii județului care ar severi că vor avea liniște, iar pe hoți că nu vor avea liniște. Colegul meu de la judiciar o să vă prezinte mai multe detalii despre această speță. Și, bineînțeles, să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Păi, cumva și furtul și... Combinația între violență și furt... Adică furtul cu violență, Tătăne. Furtul cu violență. Sau furtul numai de violență. Ce riscă? După modul de acționare, timpul, modul de acționare, mascați și asta, riscă o pedeapsă, conform 211, cu pedeapsă cuprinsă între 5 și 20 de ani de închisoare.